Bună seara! Am convocat Comitetul Executiv Național în urma deciziei ALDE de a abandona responsabilitatea guvernării. Am vrut să discut cu fiecare președinte de organizație, să vedem opinia din teritoriu, astfel încât la sfârșit să putem avea o decizie a acestui forum statutar. În unanimitate, colegii au susținut că trebuie să continuăm guvernarea, avem responsabilitate față de cei care ne-au acordat votul în 2016, avem responsabilitate pentru implementarea programului de guvernare, o responsabilitate pe care ne-am asumat-o împreună cu ALDE, dar iată că trebuie să ducem mai departe aceste lucruri doar Partidul Social Democrat. Este foarte important pentru noi ceea ce se întâmplă cu România, dincolo de interesele politice, dincolo de deciziile politice, avem responsabilitatea de a asigura stabilitate pentru țara noastră, avem responsabilitatea de a ne ține promisiunile în fața românilor. Deci, vom continua guvernarea, vom implementa în continuare programul de guvernare, iar în eventualitatea în care ALDE mâine a decis ca miniștrii să-și dea demisia, vom numi miniștrii interimari până vom face noi numiri în guvern. Pentru noi este o decizie de neînțeles din partea ALDE. Am încercat să vedem ce stă în spatele acestei decizii, pentru că nu putem vorbi de restructurare, de un nou program de guvernare. Păi acest program de guvernare este programul cu care a venit în fața cetățenilor împreună PSD și ALDE. Înțelegeam dacă era vorba de o candidatură, am înțeles că domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu a vrut să candideze din partea Partidului Social Democrat, Partidul Social Democrat a vrut propriul candidat, înțelegeam dacă ieșea din coaliție pentru a-l susține pe domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu pentru a-și ridica partidul în sondaje, dar vedem că nici acest lucru nu s-a întâmplat, sunt lucruri pe care nu le înțelegem, dar important este ce facem de acum încolo, care sunt următorii pași și ceea ce putem să facem pentru România și pentru români. Dacă aveți întrebări.